Bună ziua tuturor, bine ați venit! Mă bucur foarte mult să ne aflăm din nou împreună la o nouă ediție Construim Împreună. Acest webinar este un pic mai special din nou, deoarece dorim să promovăm cât se poate de mult inovarea și creativitatea. Sunt Diana Andone, directorul Centrului de E-Learning din Universitatea Politehnică din Timișoara, iar pentru noi inovarea și partea inovativă atât a educației, cât și a cercetării, cât și a muncii pe care noi o desfășurăm în comunitate este foarte importantă și a produs de-a lungul anilor multe proiecte și multe acțiuni foarte interesante și credem noi cu folos pentru comunitatea din jurul nostru. De aceea, de această dată, vom încerca să vorbim ceva mai amănunt despre aceasta, despre cum a influențat această criză și această pandemie a ultimilor 2 ani dezvoltarea inovației și creativității. Și vom avea o serie de invitați care sunt foarte diverși. Vom avea un profesor universitar, vom avea un șef de lucrări universitar, noul director al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din Universitatea Politehnică din Timișoara, studenți care deja au demonstrat că sunt de succes și că pot să promoveze idei inovatoare care să le transforme în companii de gen startup și elevi de liceu care activează în Biocoder Dojo și în diverse alte activități în care inovarea este, să zicem, cea mai importantă facilitate pe care o pot dobândi sau competență pe care o pot dobândi. Am să încep cu domnul șef de lucrări, doctor inginer Vlad Mihăiescu, colegul meu, de fapt, și de la Centrul de E-Learning, dar care anul trecut a fost numit director al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic în Universitatea Politehnică din Timișoara. Pentru început, ca de obicei, el va face o prezentare în care va vorbi despre ce înseamnă această inovare și acest centru în Politehnică. Vlad, te rog! Mulțumesc frumos, Diana, pentru invitație și pentru introducere. Bună ziua tuturor! Mă bucur mult să pot să vorbesc despre inovare și despre activitățile centrului astăzi. Așadar, în cele ce urmează vă voi spune câteva lucruri despre inovare, inovare în vremuri de criză, crize pe care le trăim de altfel și în această perioadă. Vă voi prezenta câteva din activitățile Centrului nostru de Inovare și Transfer Tehnologic al Universității și, de asemenea, vă voi prezenta câteva proiecte în care Politehnica este implicată. Spun doar câteva pentru că Politehnica inovează de mai mult de un secol. Politehnica are o serie de activități în zona de inovare, atât cu cadre didactice cât și cu studenți. Ne-ar lua foarte mult timp să vorbim despre toate, de aceea am încercat să selectez doar câteva dintre acestea. Spuneam inovare în vremuri de criză. Îmi place foarte mult acest citat din Arta Războiului de Sun Tzu. În mijlocul haosului există mereu o oportunitate. Și de aceea aș vrea să discutăm puțin despre ce înseamnă inovare în vremuri de criză. Ea are la bază rezolvarea unor probleme. Probleme care sunt stringente, sunt urgente și care ne apasă pe toți. Împreună creăm o unitate în jurul unui scop comun de a rezolva aceste probleme, de a depăși aceste provocări. Și vedem sistemele existente într-un mod diferit. Suntem forțați să gândim altfel. De asemenea, organizațiile noastre în vremuri de criză sunt deblocate. Rezistența la schimbare este oarecum depășită și astfel lasă loc la posibilitatea inovării. Concentrarea este pe acțiune, nu este un domeniu static acest al inovării, mai ales în vremurile de criză. Dați-mi voie să vă dau 2 exemple. În secolul XVII aveam o criză tot pandemică generată de ciuma bubonică, când Universitatea Cambridge s-a închis pentru o perioadă. Newton a fost și el carantinat, să spunem, era un fel de lockdown, nu putea să meargă la universitate, iar în acea perioadă a făcut câteva dintre descoperirile care l-au făcut celebru. A avut în acea perioadă inclusiv epifania legată de căderea mărului, știm cu toții povestea, și a putut să ne arate tuturor legea gravitației. O altă perioadă de criză, al 2-lea război mondial. Pentru a putea să decodeze mașinile Enigma ale naziștilor, Alan Turing
a dezvoltat un precursor al calculatorului. Acea perioadă a fost cea care a dus la ceea ce știm astăzi că înseamnă IT-ul de fapt. Deci iată, vedeți exemple din istorie în care în timp de criză s-a inovat puternic. Din păcate, în ultimii ani trăim crize puternice. Am avut și încă avem pandemia de COVID și de asemenea avem un război la ușa noastră, care aceste crize ne forțează pe toți să gândim altfel și ne forțează să găsim soluții inovatoare. Dacă pentru pandemie s-au găsit deja o serie de soluții care să vină în folosul societății, pentru război încă este prea devreme să identificăm inovări și, din păcate, în loc să vedem inovări pentru o luptă a dezarmării, vedem că se duce cercetarea militară înspre o inovare pentru înarmare. Spuneam că în timpul pandemiei am avut, generat de pandemie, o serie de inovări. Am văzut dezvoltarea tehnologiei ARN mesager, care a dus la diverse tratamente și diverse soluții medicale pentru o serie de boli, nu doar pentru COVID. Am văzut de asemenea dezvoltarea telemedicinei, care era un domeniu emergent deja și care a prins viteză în această perioadă. Poate că nu la noi atât de mult în România, dar cu siguranță în multe țări telemedicina s-a dezvoltat. Și nu în ultimul rând, menționez dezvoltările și inovarea care a fost adusă în educație, în educația digitală, inovare pe care ați putut să o vedeți de altfel în toată seria webinarilor Împreună Online și de asemenea Construim Împreună și majoritatea activităților pe care Centrul de E-Learning al Politehnicii le-a desfășurat în această perioadă. Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic al Politehnicii există doar de 2 ani, de un an jumătate, de fapt. Chiar dacă existau activități de inovare și de transfer tehnologic în Politehnică, acest centru a apărut abia în noiembrie 2020 cu autorizare provizorie, urmând a fi acreditat în ianuarie, în acest an, în ianuarie, am primit acreditarea permanentă. Vreau doar să vă citesc din misiunea centrului. Misiunea acestui centru este să stimuleze activitatea de colaborare dintre centrele de cercetare ale Politehnicii și mediul economic și industrial, susținând și încurajând transferul tehnologic pentru a putea să introducem în circuitul economic rezultatele cercetării care sunt transformate în produse, procese și servicii, noi sau îmbunătățite. Activitățile centrului le puteți găsi ușor fie pe site-ul cit.upt.ro, fie pe pagina de Facebook dedicată centrului nostru. Câteva dintre activitățile pe care le derulăm în această scurtă perioadă de când ne-am înființat. În octombrie anul trecut am câștigat un proiect POR pe o linie de finanțare sprijinită de cei de la ADR Vest, denumit Creșterea Competitivității UPT prin înființarea Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic. Obiectivele acestui proiect sunt, în primul rând, operaționalizarea acestui centru, obiectiv care va fi realizat prin dotarea centrului cu echipamente și software specifice. De asemenea, creșterea numărului de studii de transfer tehnologice în domeniile pentru care centrul nostru este acreditat, tehnologii informaționale și de comunicații, spațiu și securitate, eco-nanotehnologii și materiale avansate și, în fine, energie, mediu și schimbări climatice. Alt obiectiv este să creștem numărul de locuri de muncă în domeniul tehnologiilor avansate prin angajarea de cercetători în cadrul centrului, să creștem numărul de activități internaționale realizate prin participarea la 2 târguri internaționale specifice de inovare, lucru pe care îl vom face cu ajutorul colegului nostru Corneliu Birtog-Băneasa, care va vorbi puțin mai târziu. Și, în fine, ultimul obiectiv al acestui proiect este să creștem numărul de transferuri tehnologice cu cel puțin un astfel de transfer. Pe lângă acest proiect, centrul nostru mai derulează 5 contracte pe proiecte tot POR, axa de promovare a transferului tehnologic, proiecte realizate în parteneriat cu compania Intellifor. Un prim astfel de proiect presupune transferul tehnologic pentru dezvoltarea de noi produse în cadrul companiei Moara Zuf, unde oferim consultanță pentru tehnologia de realizare a unor ambalaje de unică folosință din tărâțe de grâu, rezultate din activitatea de morărit. Puteți vedea aici mașina universală pentru încercări statice și dinamice și, de asemenea, o matriță cu temperatură controlată.
Alt proiect presupune să oferim consultanță pentru compania Electromax pentru tehnologia de realizare a unui corp de iluminat, pentru semnalizarea, semnalizarea heliporturilor și pentru dezvoltarea unui sistem de balize pentru aeroporturi mici. Și vedeți aici schița explodată a lămpii pe care partenerii noștri o vor dezvolta. Al treilea proiect pentru compania Beretta presupune din partea Politehnicii să ofere consultanță pentru tehnologia de realizare a unei linii de fabricație a berii monitorizate la distanță. Și puteți vedea aici arhitectura generală a unei soluții de aplicație mobilă pe care o dezvoltăm și de asemenea schița ecranelor soluției mobile. Al patrulea proiect presupune oferirea de consultanță pentru compania Nano Intelliform pentru tehnologia de realizare a unui sistem automat de alimentare și de preluare de repere prelucrate dintr-un centru de prelucrare în comenzi numerice. Și vedeți aici exemplificarea produsului care va fi realizat. În fine, ultimul proiect din această serie presupune oferirea de consultanță pentru compania Damermed pentru realizarea unei linii tehnologice de asamblare, testare și coasere a unui dispozitiv de respirat cu glugă. Acest dispozitiv folosește filtre de înaltă eficiență de tip HEPA și putem vedea cum crește eficiența de colectare a particulelor folosind această tehnologie. Un alt proiect în care Politehnica este implicată este proiectul AINS. AINS vine de la, voi traduce în română, rețeaua de antreprenoriat și inovare pentru regiuni europene inteligente și durabile. Este un proiect finanțat prin Institutul European de Inovare și Tehnologie. Un proiect în care Politehnica face parte dintr-un consorțiu cu încă 6 parteneri din Austria, Portugalia, Ungaria, Belgia, Letonia și Olanda. Prioritățile strategice ale acestui proiect sunt 4. Împuternicirea și sprijinirea așa numiților entre-novators, adică antreprenori cercetători inovatori, pentru a elimina golurile din triunghiul cunoașterii. A doua prioritate este de a îmbunătăți educația antreprenorială pentru a permite inovarea condusă de cursanți. A treia prioritate este conectarea specializării inteligente și a inovației deschise pentru a conecta ecosistemele regionale cu rețelele paneuropene și, în fine, a patra prioritate strategică este oferirea de expertiză și de resurse ca să transformăm ideile în valoare pentru regiuni europene inteligente și durabile. Putem vedea atât strategia Uniunii Europene, aici a Comisiei Europene, cât și putem identifica misiunea Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic în cadrul acestui proiect. Vreau să vorbesc foarte pe scurt despre centrele deschise de inovare care vor fi stabilite în comun în cadrul acestui proiect, OI Hub, Open Innovation Hub. În cadrul proiectului promovăm RIS3, Strategia de Specializare Inteligentă pentru Cercetare și Inovare a Comisiei Europene și inovarea deschisă ca să putem îmbunătăți ecosistemele regionale și să le conectăm cu rețelele paneuropene. Vor fi stabilite 6 astfel de hub-uri de inovare deschisă, al nostru în Politehnică legat de Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic, ca să putem identifica care sunt acele provocări orientate spre misiune din regiunile europene și să le conectăm cu acele comunități de inovare a cunoașterii ale Institutului European de Tehnologie pentru a îmbunătăți cercetarea și inovarea centrată pe om și pentru a transfera cunoștințele științifice în inovare bazată pe provocări. Sunt 6 subiecte care vor fi acoperite de aceste centre de inovare: alimentație, sănătate digitală și inovare socială, industrie creative și media digitală, tehnologii digitale și producție avansată, și medii de muncă și învățare inteligente și sustenabile și, în fine, orașe, regiuni și sate inteligente și durabile. În încheierea acestei prezentări vreau să vă povestesc puțin despre RRI. Responsible Research and Innovation, cercetarea și inovarea responsabilă, pentru că este un subiect foarte important pe care încă nu-l cunoaștem suficient de bine și este un subiect în dezvoltare. E un domeniu relativ nou. Principiul de bază este acesta: să nu dezvoltăm tehnologii de care nu avem nevoie sau tehnologii care pot să provoace revolte sociale. În cadrul acestui concept de cercetare și inovare responsabilă, discutăm de o responsabilitate colectivă a tuturor, nu doar a cercetătorilor. Procesul de creare și de cercetare și inovare este tot unul colectiv. Implicăm toată comunitatea în cadrul acestui RRI. În fine, îmi place să zic că RRI aduce știința în democrație și de asemenea democrația în știință.
În încheiere vreau să vă las cu următorul mesaj. Să ne gândim la o lume în care inovăm împreună. Modelul ar fi acesta. Universitatea noastră cercetează pe baza consultării cu comunitatea și pe baza ofertei tehnologice existente deja. După care realizăm transferul tehnologic spre companii, instituții și comunitate și, de asemenea, valorificăm inovarea prin brevete și invenții, despre care vă va vorbi cu siguranță și colegul meu, Corneliu, puțin mai târziu. Aceasta a fost prezentarea pe care mi-am propus să vi-o arăt astăzi. Acestea sunt datele mele de contact. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și sunt aici pentru eventuale întrebări. Da, mulțumesc foarte mult, Vlad, foarte interesant și îmi place mai ales faptul că ai menționat despre cercetarea și inovarea responsabilă, care face parte din esența valorilor pe care noi le promovăm, alături de cercetarea deschisă și inclusivă. Și înainte de a merge mai departe la Corneliu, am o primă întrebare pentru tine și cu aceasta le readuc aminte tuturor celor care ne urmăresc în Zoom că pot să ne adreseze întrebări atât în Q&A și în chat, să se prezinte, să spună de unde sunt. Iar cei care ne urmăresc pe Facebook sau pe YouTube, de asemenea pot să ne adreseze întrebări acolo în chat, deoarece colegii noștri de la Centrul de e-learning ne vor transmite aceste întrebări nouă aici. Vlad, prima întrebare pe care aș vrea totuși să ți-o adresez este legată de cercetarea responsabilă. Care crezi tu că este rolul nostru ca și universitatea, ca Politehnica din Timișoara, în acest context regional al cercetării responsabile? Contextul nostru, rolul nostru este unul foarte important, pentru că universitatea este o instituție la care mediul socioeconomic se uită cu admirație, este o universitate care produce rezultate, produce oameni foarte valoroși care pleacă de pe băncile acestei universități. Și cred că ar trebui mai mult să încercăm să implicăm mai multe pături ale societății, mai multe categorii ale comunității noastre în această cercetare. Momentan facem cercetare cu cadre didactice, eventual și cu studenți. Ar trebui să implicăm și personal administrativ, ar trebui să implicăm și alte instituții, companii, persoane, simpli cetățeni care au un cuvânt de spus și care până la urmă sunt beneficiarii finali ai cercetării pe care noi ar trebui să o facem. Da, de fapt este o cercetare care ar trebui să fie adresată comunității, să ieșim poate din ce în ce mai mult din turnul de fildeș în care suntem acuzați că stăm de cele mai multe ori și să încercăm să facem cât mai multă co-creare în activitățile noastre. Mulțumesc, vom continua și vom face dezbatere în curând. Am să mă bucur acum să-l avem alături de noi și să vină la Construim împreună ediția numărul 9 pe domnul profesor doctor inginer, scuze, conferențiar doctor inginer Corneliu Pirtor Băneasă, care este specializat pe autovehicule rutiere și ingineria materialelor, dar este foarte cunoscut în special prin inovație și inventica pe care o profesează și pe care o produce încă de când era, cred că, pe băncile liceului și oricum cu siguranță de când a fost studentul Politehnicii. Are foarte multe premii de la saloane de inventică atât din România cât și internaționale, de prin Elveția, de prin Belgia, cât și din afara, să zicem, Uniunii Europene, multe dintre ele fiind medalii de aur, de argint, de bronz, diplome de excelență, etc. Am ființat în 2008 Asociația Corneliu Group, care este o asociație care se dedică cercetării și inovării și care încearcă să promoveze cât se poate de mult aplicabilitatea directă, fie ca și industrie, fie ca și prototip, a produselor pe care le realizează în Universitatea Politehnică din Timișoara și trebuie să spunem că vine din Hunedoara, este din Facultatea Universității Politehnică din Timișoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara. Corneliu, te rog, mulțumesc! Mulțumesc, bună ziua dragilor, mulțumesc pentru invitație, este pentru prima dată când particip la așa ceva. Astăzi o să discutăm despre cum putem să realizăm un produs, de fapt, și un brevet, plecând de la o cercetare, să spunem, fundamentală. Prezentarea mea se numește De la idee la produs. Bineînțeles că poteca mea sau drumul meu spre această
putem spune, meserie de inventator, vi-l prezint astăzi cu drag. Din copilărie eram pasionat de tehnică, de șurubărit. Din păcate, eu am fost un elev atipic, neavând un autoturism în familie. Și bineînțeles că mi-au rămas bicicletele. Am mers la școala profesională, nu știu de ce, pentru că aveam o medie destul de bună la liceu, dar așa a fost atunci, am auzit-o că se realizează mai multă practică. Prima mea, să spunem, performanță a fost în cadrul unui concurs de meserii, denumit mecanic și conducător auto, unde am reușit să obțin nota maximă la un concurs național. Bineînțeles că apoi a urmat liceul seral, post-liceal și așa mai departe. În anul 2000, plecând de la baza mea de cunoștințe din profesională și liceu, am realizat un filtru de aer. Eram eu nemulțumit de efectul de filtrare al filtrului de Dacia și bineînțeles că mi-am spus eu pot realiza un filtru mai performant. Nu l-am realizat singur, desigur l-am realizat în echipă. Prietenii mei din acea vreme care erau strungari sau frezori au fost încântați de idee, mi-au realizat câteva componente și îl puteți vedea pe ecran. Bineînțeles că nu a fost îmbrățișat foarte bine de către prieteni, în sensul că îmi spuneau cu siguranță acum vei strica motorul mașinii pe care l-ai reparat și așa mai departe. 2 ani de zile am testat acest filtru, bineînțeles că imediat mi-am dat seama că mașina mea a înregistrat o creștere de putere și ulterior că am un consum de combustibil mai redus. Ca să vă spun puțin despre filtre, pe scurt, le-am denumit ulterior filtre supraaspirante. Acestea, pe lângă eficiența foarte bună la filtrare, au și alte funcții, cum ar fi captarea aerului, cresc viteza aerului aspirat, prerăcesc aerul, inversează fluxul de aer cu 180 de grade și mai recent recuperează o parte a fluxului de aer, totul ca mașina, să spunem pe înțelesul tuturor, să consume mai puțin. Le aveți pe ecran. Până în 2005 am realizat anumite prototipuri pe care le puteți vedea. De ce? Pentru că de la un desen poți fi limitat tehnologic să realizezi un produs sau un prototip. Le-am realizat, mi-am făcut un site pe internet în acea vreme, deci era undeva între 2000 și 2005, am prezentat aceste filtre. După cum vedeți, până în 2006, din anul 2000, când am realizat primul filtru, nu am avut niciun fel de rezultat notabil. De ce? Pentru că mediul în care activam eu nu mă putea valoriza. Și ce am făcut? M-am îndreptat din nou spre școală, de data aceasta spre Universitatea Politehnică Timișoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara, unde am și fost admis în anul 2006. Bineînțeles că acolo am găsit în rândul profesorilor mei și trebuie să-l menționez pe domnul Rațu Sorin, care a avut o importantă influență asupra carierei mele, și am început să realizăm anumite lucrări științifice în prima fază pentru simpozioane științifice studențești, unde am putut să și, să spunem, fundamentez teoretic acea cercetare fundamentală pe care o realizasem eu înainte. În 2007 am avut ocazia, bineînțeles că tot prin Universitatea Politehnică Timișoara, să particip la un concurs național de cercetare științifică pentru tineret. Am obținut locul 2, am fost foarte fericit pentru că, văzând ce se întâmplă în cadrul salonului, locul 1 și locul 3 a fost ajudecat de către Universitatea Transilvania Brașov cu o istorie extraordinară în domeniul autovehiculului. Am fost singurul, să spun, student din cadrul acelui concurs căruia i s-a oferit o bursă de către Institutul Național de Mașini Agricole București și am fost incubat într-un laborator de transfer tehnologic. În 2008, bineînțeles că am reușit să depun cu ajutorul celor de la INMA primul meu brevet denumit filtru supraaspirant inversat. În 2008, bineînțeles că am realizat și am fondat de fapt această asociație Corneliu Group din dorința de a face mai mult pentru ca să pot să îmi susțin eventualele participări în cadrul saloanelor internaționale. Au urmat și alte invenții. Pot să enumer aici dispozitivul dinamic pentru transfer al aerului, deflectorul termic, încă un filtru de aer supraaspirant și, bineînțeles că foarte important, un pas important, brandul, adică marca. Pentru că vedeți că imaginea este totul sau este o mare parte din ceea ce ne reprezintă.
am înregistrat marca Air by Corneliu și ușor, ușor am început să cresc. M-au contactat anumite companii. Am realizat în 2011 două proiecte importante, două filtre, un filtru de aer destinat motoarelor cu mare litraj pentru autobuze și, bineînțeles, că un prototip destinat camioanelor care se numește sistem dinamic de transfer al aerului. În 2012 am reușit să certific un produs pe baza unui brevet, filtrul supraaspirant inversat. A fost singurul filtru fără carcasă care putea fi implementat pe mașinile, să spunem, de zi cu zi sau pe mașinile de mare litraj, cum ar fi autobuzele și camioanele. Deci nu mai trebuia să mă duc la reare cu, să spunem, cu filtrul original, puteam să îl și vând. A fost un pas foarte important, a vorbit Vlad înainte despre transferul tehnologic, pentru că veneam după o perioadă, gândiți-vă că în 2000 am realizat primul filtru de aer supraaspirant și încă nu eram cu un produs pe piață, deși fusesem la câteva saloane de inventică importante, cum ar fi Bruxelles, Geneva, Cuveit, Moscova și așa mai departe. Concomitent am început să studiez și anumite filtre de aer, YXV le denumesc eu, pentru motorizările de competiție și aveți un exemplu pe ecran. Vedeți că se lucrează cu materiale, să spunem, speciale sau avansate, cum ar fi fibra de carbon, aliaje de aluminiu. Tot ce vedeți este realizat la noi de către colaboratori sau anumite firme. Aceste filtre am început să le implementez pe motorizările destinate competiției de drift, cu care o să vedeți că lucrăm foarte bine și cu studenții. Și în 2015 mi s-a propus să vin ca tânăr, să spunem, asistent pe cercetare la Facultatea de Inginerie din Hunedoara, unde și absolvisem această facultate. Bineînțeles că mi-a plăcut foarte mult, în primul rând, educația formală pe care o realizăm cu studenții. Lucram în prima fază doar la activitățile aplicative, cum ar fi laboratoarele. Puteți să vedeți câteva imagini din cadrul laboratoarelor Facultății de Inginerie din Hunedoara, dar imediat în acel an am realizat că trebuie să implic și studenții în anumite, să spunem, activități mai non-formale, dedicate educației non-formale. Am spus eu educație non-formală 1, pentru că implicăm acești studenți în anumite evenimente, cum ar fi Noaptea Cercetătorilor Europeni, Salonul Auto București sau Salonul de Creație Științifică pentru Tineret. Mai nou implicăm inclusiv în saloanele internaționale de inventică. De ce? Pentru că ne dorim să creăm acest mediu inovativ ca să-i stimulăm pe acești tineri talentați și care au înclinație spre spiritul tehnic. Ei își dezvoltă foarte bine abilitățile de comunicare în aceste saloane și, bineînțeles, că le crește, să spunem, încrederea în sine de care avem nevoie. Din 2015 până astăzi, studenții noștri au reușit să contorizeze sau să adune peste 200 de distincții care reprezintă medalii, premii speciale sau chiar diplome de excelență. Educația non-formală 2 este compusă, de fapt, din partea practică sau partea aplicativă. Implicăm acești studenți în anumite stagii de practică, cum ar fi realizate în cadrul campionatului național de drift. Nu mergem doar să spunem să fim simpli spectatori în cadrul acestui campionat, ci studiem aceste filtre de aer supraaspirante și, bineînțeles, că în parteneriat cu anumiți piloți putem efectua anumite cercetări direct la padocuri și îl puteți vedea, o să-l vedeți și pe fostul nostru student Răzvan Miclăuș, care a participat încă din 2017 la asemenea stagii de cercetare sau practică, cum spuneam. Bineînțeles că aici aducem un aport asupra abilităților practice, manualității studenților și așa mai departe, ceea ce este foarte bine pentru că se integrează mult mai ușor în piața muncii. Acțiunile de promovare, nu trebuie să le uităm, cum spuneau colegii noștri, trebuie să ne promovăm. Dacă avem lucruri extraordinare, ele trebuie să fie expuse. După cum vedeți, am ajuns chiar la Răzvan și Dani cu studenții noștri. Am avut-o pe Teodora, care a făcut o explicație al principiului de funcționare al diferențialului în cadrul acestei emisiuni, sau Salonul Auto București. Bineînțeles că și pe plan local trebuie să ne promovăm. Ne puteți vedea la Antena 3 Deva și la radio nostru local, Big FM. Concomitent, avem oportunități de a introduce acești studenți în evenimentele pe care le organizăm.
Am adus în cadrul Facultății de Inginerie din Hunedoara eveniment la nivel național, la nivel european, mă scuzați, Noaptea Cercetătorilor Europeni, care se desfășoară în peste 400 de orașe din Europa, în general în luna septembrie, sau în parteneria cu Asociația Corneliu Group am dezvoltat o serie de evenimente denumite Puterea Minții Creative, care ulterior s-au finalizat cu înființarea salonului InventCore, un salon internațional destinat inovării și cercetării, pentru că ne dorim ca acești tineri și dumneavoastră, indiferent că sunteți studenți sau elevi, să puteți participa în astfel de evenimente și astfel creați și sunteți crescuți într-un mediu creativ. Am avut două ediții, 2020-2021, și puteți vedea ediția de 2022, a treia ediție. Este în premieră, trebuie să vă spun, afișarea acestui poster și bineînțeles că o să vă ținem la curent cu acest salon. Cum vă spuneam, nimic nu s-a realizat, nimic n-am realizat singur, inclusiv acest salon internațional îl realizăm în parteneriat și bineînțeles că partenerul nostru educațional este Universitatea Politehnică Timișoara, cine putea mai bine să fie. După cum spuneau colegii sau antevorbitorul meu, colegul meu Vlad, bineînțeles că această stare de pandemie a creat și noi oportunități. M-am reorientat puțin și am dezvoltat anumite invenții de weekend, le spun eu. În prima fază, vedeți că am o alternativă ecologică a letuiului de ochelar denumit micro-U. Mi se părea interesant să pot să am acea lavetă cu care să-mi șterg ochelarii, dar în același timp să-i și protejez, adică am făcut un săculeț prin care pot să-i și transport, să nu-i zgârii, fiind un mare fan al ochelarilor de sare. Ulterior am dezvoltat un dezinfectant denumit Septobirpor, bineînțeles că bazat pe acea rețetă, să spunem, arhicunoscută a Ministerului sau a acestei Organizații Mondiale pentru Sănătate, și nu m-am oprit aici, am dezvoltat un săpun interesant fără soră, denumit săpun Air by Corneliu. De ce? Pentru că avem oportunitatea să creăm și am realizat un lucru. Din periplul meu pe la aceste saloane internaționale, să știți că aplicabilitatea cea mai mare o au lucrurile simple. Deși aceste lucruri simple sunt destul de greu de brevetat, pentru că s-ar putea să ai anumite probleme. Rezultatele din 2007 până în 2022 sunt afișate pe ecran. Pot să spun că am avut bucuria să obțin un premiu extraordinar pentru cel mai bun inventator al salonului de la Moscova din 2010, decernat de către Organizația Mondială pentru Proprietatea Intelectuală Geneva. A fost un lucru interesant pentru mine. Nici nu mi-am dat seama la momentul respectiv ce reprezintă, dar trebuie să spun că munca în echipă și mai ales decizia mea de a urma, de a perfecționa, să spun, partea asta de educație, bineînțeles că Facultatea de Inginerie din Hunedoara și Universitatea Politehnică Timișoara au fost un factor determinant în cariera mea de inventator și astăzi, datorită lor, să spun, și a colegilor mei și a colectivului și a profesorilor, mă aflu în fața dumneavoastră. Altfel, sunt convins că eram un inventator de hobby, să spun așa, și ne mai vedeam pe la televizor. În final, vă pot spune așa, fiți încăpățânați și urmați-vă visul. Aveți posibilitatea să veniți către o instituție de renume, o instituție care vă valorizează și bineînțeles că vedeți că avem un colectiv extraordinar. Partea de digitalizare la noi a fost foarte ușoară și trebuie să-i mulțumim doamnei Andone pentru că a fost ceva extraordinar. Universitatea noastră are acea platformă denumită Campus Virtual. A fost foarte simplu pentru noi să predăm studenților, să ne adaptăm rapid în această situație. Spunea colegul meu, ați văzut în trecut, dacă nu aveai internet, trebuia efectiv să pui lacătul pe universitate sau pe școală, ceea ce ar fi însemnat un dezastru extraordinar. Aștept întrebările dumneavoastră, aveți bineînțeles că contactele noastre, vă mulțumesc încă o dată pentru această oportunitate și bineînțeles că aștept să vă răspund cu drag la întrebări. Mulțumesc! Scuze, mulțumesc și eu foarte mult, mă bucur mult și nu mie mi se datorează mulțumirile, ci lui Andrei Ternăuciuc, Vlad, Silviu Vert,
foarte multor, Bugur Mocofan, foarte, foarte mult, Marius, o grămadă de oameni de la Centrul de e-learning care au încercat să facă tot ce se poate pentru educația digitală. Contribuția mea a fost foarte minimă și doar la început, deci nu, niciodată nu, nu doresc să fiu cea care spune. Eu sunt cel care împinge numai de la spate de cele mai multe ori. Și poate un pic de deschizător de drum. Avem o întrebare și mă bucură foarte mult această întrebare de la domnul profesor Cristian Gheozo Hauba, care este și CEO de la IEEE Education România, care este profesor la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, care ne întreabă cum susține universitatea activitățile non-formale prezentate. Corneliu? Susține prin posibilitatea de a participa cu studenții la aceste evenimente. Adică, bineînțeles că vă dați seama că nu o să pot să particip sau să iau 10, 2, 3, 4 studenți și să iau cu mine fără acordul universității. Deci tot ce s-a făcut și tot ce vedeți în activitatea noastră, acele stagii de cercetare s-au realizat cu sprijinul universității. Inclusiv trebuie să spun și să recunosc că participarea mea la saloanele, țin minte, Geneva 2009, am fost, se realizează prin acea selecție națională. Bineînțeles că mi-am depus și eu candidatura, am fost selectat, aveam o problemă foarte mare. Nu aveam partea financiară, deci susținerea financiară să pot să îmi prezint acel brevet în fața jurului de la Geneva. Pentru că, din păcate, așa au fost vremurile. Unde am mers? Am mers la decanul nostru de la Facultatea de Inginerie, i-am prezentat speța și, bineînțeles, că a spus nici nu se pune problema, noi te ajutăm, te finanțăm. Deci dacă nu era universitatea, probabil că și prin asociație puteam să realizăm anumite lucruri, dar având în spate universitatea este un mare plus valoare pentru studenții noștri. Și bineînțeles că noi, ca și formatori, ne revine, să spunem, responsabilitatea să implicăm și să realizăm anumite evenimente, cum vedeți și aici, prin care ei să se dezvolte. Altfel este destul de greu. Și vă spun că avem, o să-l vedeți pe Răzvan și o să-l ascultați pe Răzvan. Deci el a participat, țin minte, în 2017, în două luni de zile am realizat trei mari evenimente. Am realizat Noaptea Cercetătorilor Europeni, care am realizat undeva, am expus la muzeu, pentru că așa era organizarea în acea vreme. Am fost la Salonul Auto București, unde am expus, universitatea a expus în cadrul Salonului Auto București, și am mai fost la un salon de creație și inventică pentru tineret, organizat în cadrul târgului de carte Gaudiamus, tot de la București, în două luni de zile. O să vă spună, Răzvan, nu cred că le-a fost ușor, pentru că trebuia să mergem cu trenul, așa au fost vremurile, dar noi am creat oportunitatea și bineînțeles că doar de ei depinde dacă o fructifică, dacă pun mâna, o iau și o fructifică. Și să știți că i-a fost foarte bine, s-au dezvoltat extraordinar. De pe băncile facultății a fost selectat la Star Assembly ca inginer pe calitate și planificare, ceea ce este extraordinar, pentru că el era un student tipic, adică la vârsta lui. Da, sper da, că am reușit. O să mai răspund pe chat, îmi cer scuze pentru că eu monopolizez puțin discuția și colegii mei nu vreau să-i fac să eu mă bucur că se vede pasiunea și asta este lucrul cel mai important, fiindcă dacă faci ceva cu pasiune, indiferent ce și cum, ea va demonstra în timp rezultate și valoare. Aceeași întrebare o am și pentru Vlad Mihăiescu, nu numai din poziția de director, ci și din cea de șef de lucră. Cum susține Politehnica aceste activități non-formale, de fapt, cu studenții? Și pe urmă să-l întreb pe Răzvan experiența lui exact în asta. E o întrebare foarte bună și mulțumesc domnului profesor că a adresat-o. Trebuie să fim realiști. În România, discutând strict de partea de cercetare și inovare, bugetul alocat de la guvern pentru inovare și cercetare este mereu cel mai mic dintre toate. Cu toate acestea, universitatea noastră are în planul strategic ca o componentă importantă în partea aceasta de inovare și susține din fonduri proprii, din diverse proiecte pe finanțări naționale, europene, latura aceasta și componenta aceasta. Și sunt sigur că nevoile tot mai mari ale acestei zone vor fi satisfăcute în anii care urmează de un sprijin constant și tot mai crescut. Da, mulțumesc foarte mult, îmi place răspunsul tău și să sperăm că efectiv și prin poziția de director a Centrului de Inovare veți reuși să puteți să impulsionați cât mai mulți studenți
să ia parte la aceste activități. Și fiindcă vorbim de studenți, am să-l rog pe Răzvan Miclăuș, care este, să zicem, student cumva încă la noi, pentru că el este absolvent al Facultății de Inginerie din Hunedoara, este un alumn foarte important, lucrează ca și inginer de calitate și planificare în cadrul companiei Star Assembly, dar l-am văzut că a participat la foarte multe activități ale Facultății de Inginerie de la Hunedoara, la multe saloane de inventică, la Noaptea Cercetătorilor, de acolo mi-l amintesc. Răzvan, ce te-a determinat în primul rând să particip la aceste activități și acțiuni? Bună ziua tuturor! Păi, în primul rând, curiozitatea, să zic așa, cea mai simplă. Hai să vedem ce e acolo la salon. Și dacă Corneliu ne-a luat pe lângă el și poate inițial avea nevoie de ajutor din partea studenților să ne prezentăm eventual materialele didactice sau lucrările. Ulterior pot să zic că am devenit chiar parteneri, pentru că fac parte și din asociația lui și la facultate știm cu toții cursuri, lucrări practice, seminarii și așa mai departe. E foarte important să ne dorim să vedem și altceva și să vedem alți colegi de la alte universități ce pot să împărtășească cu noi din cunoștințele acumulate acolo. Chiar și când veneam la Timișoara, vedeam lucruri interesante. Am susținut chiar și laboratoare în extern, să zic așa, în cadrul Facultății de Mecanică din Timișoara. Și ulterior, cum a zis Corneliu, toate saloanele la care am participat, saloane de inventică, saloane auto, unde ne-am prezentat care erau pe atunci viitoare lucrări de dizertație sau de diplomă. Tu că ai și o foarte scurtă prezentare, deci pe scurt te rog să ne spui care e experiența ta din punct de vedere al promovării inovării și cum a fost pentru tine să poți să creezi produse. O să vă rog să-mi spuneți momentul în care o să-mi vedeți ecranul. Da, este ok, poți să intri numai. Perfect, acum merge okay. Foarte bine. Perfect. Cred că pot să ascund, da. Eventual aici mă puteți vedea la o calitate mai bună. Mulțumesc pentru prezentare. Am să mă repet, mă numesc Răzvan Miclăuș, am 28 de ani și sunt născut în Hunedoara. Tot în Hunedoara am urmat și cursurile Facultății de Inginerie din cadrul Universității Politehnica Timișoara la specializarea Ingineria Autovehiculelor Rutiere. În timpul facultății, Corneliu a precizat de primul salon la care am luat parte, Noaptea Cercetătorilor Europeni. Trebuie să te corectez, Corneliu, scuze, a fost în 2016, în toamnă, și ulterior, în primăvară, am fost la salonul de inventică și la Iași și la București. Eu m-am axat puțin pe informații pe care le-am acumulat ulterior, în câmpul muncii, să zic așa. În 2017, când am terminat cei primul ciclu, 4 ani, înainte să mă înscriu și să încep masterul tot în cadrul Facultății de Inginerie din Hunedoara, m-am angajat la Star Assembly din Sebeș ca și inginer de calitate, quality planner, să spunem așa, denumirea recunoscută. Poate spre uimirea multora, chiar am folosit cunoștințele acumulate în anii de facultate. Unele cunoștințe, ca și sfat pentru actualii studenți, unele cunoștințe mi se păreau nefolositoare în momentul învățărilor. Și mare mi-a fost surprinderea
că am fost nevoit să revin la cursurile din anii 3-4 mai ales și să îmi reîmprospătez cunoștințele. Partea de inovare și cercetare, așa cum o știm noi din cadrul celor 4-6 ani de studiu principali, rămân valabil, dar puțin se schimbă. Avem o temă sau o dorință să dezvoltăm o anumită lucrare și de a o prezenta profesorilor noștri. Temele astea, atunci când lucrezi pentru o companie mare, îți vin din partea conducerii sau a concernului și tu trebuie să găsești cele mai bune soluții într-un câmp relativ restrâns și după niște reguli foarte clare. Este foarte interesant să trebuiască să lucrezi după standarde internaționale, mai ales în domeniul în care activez, automotive. Firma la care sunt angajat, Tar Assembly, produce cutii de viteze automate pentru automobilele Mercedes. Fiind și o companie care are o anumită imagine în piață de calitate, tradiție, un produs premium și așa mai departe, pe lângă toate standardele tehnice și standardele internaționale de proces, audit și așa mai departe, există și presiunea renumelui, să-i spunem așa. Acolo, într-adevăr, trebuie să-ți dorești, să pui în aplicare și, bineînțeles, să livrezi rezultatele dorite la final. E poate de ajutor pentru viitorii absolvenți să înțeleagă că tot ceea ce vor face ei în momentul în care vor absolvi și se vor angaja la orice fel de companie, va conta. Chiar dacă, așa cum este și cazul meu, fiind undeva la 2500 de angajați, ai crede că poate munca ta nu este atât de importantă. O să vadă când o să încerce să-și ia o săptămână de concediu și atunci o să-și dea seama cât de important sunt pentru companie. Când știi că într-un interval destul de scurt tu ai ajutat la producerea a 4 milioane de cutii de viteze și că locația unde lucrezi este singurul producător al concernului din lume, singurul producător de cutii de viteze cu dublu ambreiaj, și livrezi în țări precum Ungaria, Mexic, Germania, China, Africa de Sud. Trebuie să te simți mândru. Trebuie să te simți mândru că ai trecut prin facultate și că nu ai trecut degeaba. Ai acumulat cunoștințe, cunoștințele tale au fost apreciate, cineva a avut încredere în tine și acum poți să pui în aplicare ceea ce ai învățat în școală și ceea ce ai învățat learning by doing, de la colegi, prin problemele pe care prin care treci și de care te lovești. Partea de inovare nu se oprește doar așa la nivel de dorință și cum ar trebui să facem să fie bine, este chiar aplicabilă. Eu, fiind inginer în departamentul de calitate, am legături profesionale cu toate departamentele din cadrul companiei. Planificare, logistică, IT și mai ales producție. Așa cum am scris și aici, compania susține filozofia unei relații reciproc avantajoase între client, furnizor și producător, fiind un partener sigur și competent care poate îndeplini cerințe multiple la o calitate de vârf. Pentru atingerea acestui obiectiv, organizația își focalizează eforturile asupra mai multor puncte de interes: client, angajat și responsabilitate socială,
sustenabilitate. De ce am precizat lucrurile astea? Pentru că este foarte important ca rezultatul muncii noastre, în cazul de față de inginer, fiind o universitate în principal tehnică, nu trebuie, scopul nu trebuie să scuze mijloacele. Rodul muncii noastre va ajunge să fie folosit de cineva. El trebuie să ofere rezultatele tehnice pentru care a fost creat, dar să ofere și siguranță nouă producătorului, utilizatorului și mediului în care va fi folosit, mai ales în contextul zilelor noastre. Răzvan, o să te rog un minut, bine? Mulțumesc! Okay. O să mai specific ceva foarte important. Tot timpul, ca și ingineri, trebuie să evităm să învinovățim pe cineva și să vedem care sunt scăpările din proces. Poate fi și procesul de învățare. Am luat o notă mică? Ok, din ce cauză am luat notă mică? Nu sunt în stare să învăț? Poate doar am greșit metoda. Un lucru foarte important, care mi-a fost și mie predat, să spun așa, don't blame the man, blame the process. Ca și ingineri, legându-ne de inovare și cercetare, trebuie să găsim cele mai bune soluții, astfel încât să facem procesul mai bun, oamenii să poată evita greșelile și produsul final să fie livrat către client la calitatea cerută. Cu asta vă mulțumesc. Cred că e cel mai important lucru pe care am vrut să-l spun, mai ales pentru viitorii absolvenți care vor urma să se angajeze sau să își pună cunoștințele în favoarea cuiva. Mulțumesc mult de tot, Răzvan. Am o întrebare pentru tine, fiindcă vreau să faci această paralelă. Am să-ți întrerup și ecranul ca să te pot vedea, putem vedea mai bine. Această paralelă, de fapt, experiența ta ca și angajat acum, față de experiența ta ca și student. Ce crezi că a fost cel mai important, poate acum, ai spus că foarte important pentru tine a fost faptul că ai putut să înveți într-un mod foarte divers și din learning by doing și etc. Dar care crezi că a fost momentul în care ți-ai dat seama că ceva s-a schimbat și că poți să schimbi lucrurile și că acesta este drumul pe care ți-l urmezi și că într-adevăr ești acolo unde îți dorești să fii sau să ajungi? Prin prisma specializării pe care am urmat-o, autovehicule rutiere, eu de fapt mi-am urmat pasiunea. Când eram mai mici, le spuneam mașini și atât. Într-adevăr, când am început să facem vizite în cadrul companiilor, încă din timpul studenției, și am văzut lucruri pe care nu le vedeam zi de zi, atunci mi-am dat seama că mi-ar plăcea să fiu și eu într-un astfel de mediu în care se fac lucruri importante cu tehnologii moderne și așa mai departe. Deci aș spune că undeva anul 3-4 a fost clar pentru mine, imaginea a fost mai clară. Și foarte important, ce aș mai preciza, în perioadele în care trebuie să faceți practică, faceți practică. Eu am făcut-o și nu regret. Da, într-un fel, cred că foarte, foarte bun exemplul. Eu mă așteptam cumva, poate să zic, chiar ceva mai apropiat de practică. Cred că ăsta e secretul. Momentul în care ajungi să pui mâna pe lucruri și să le faci, acest pus de mână fiind și virtual și în ghilimelele de rigoare de cele mai multe. Da, păi atunci, cam în anul 3-4, ai și sesiunile de practică, atunci am început să mergem și la saloane, să începem să lucrăm pentru partea practică a lucrărilor de final de studii și atunci toate s-au acumulat așa într-o perioadă destul de scurtă. Super! Mă bucur foarte, foarte mult de aceasta și chiar sunt convinsă că activitățile tale vor deveni o inspirație pentru colegii tăi mai tineri. Și acum
am să îl rog pe Adrian Militaru, care este încă student masterant la Facultatea de Automatică și Calculatoare, specializat în machine learning, dar care are o carieră deja în zona de inovare și de promovare a inovării, a reușit să gândească foarte multe aplicații, sau mă rog, să încerce să gândească niște aplicații, una dintre ele de succes, a luat și marele premiu la International Digital Media Student Contest anul trecut. Multe dintre activitățile sale sunt promovate de Societatea Antreprenorială Studențească din Universitatea Politehnică din Timișoara și încearcă să arate că și ca și student poți să începi să faci un startup care să prindă cheag și să înceapă să aibă succes. Adrian, te rog. Bună seara, mulțumesc pentru prezentare și pentru invitație. E prima oară când mă aflu la un astfel de eveniment. Și mă bucur pentru oportunitatea de a construi împreună, așa cum spune și numele webinarului din această seară. O scurtă agendă a ceea ce doresc eu să vă prezint, mă voi prezenta, voi spune care a fost parcursul meu și voi prezenta aplicația principală la care am lucrat în ultimii ani, inițial denumită Dr. QR, care încet încet devine un startup, Archimed. Și în încheiere voi prezenta perspectiva mea în ceea ce privește inovarea, adresându-mă în special celor mai mici decât mine, studenți sau viitori studenți, la fel de ambițioși. Mă numesc Adrian Militaru, așa cum spunea și doamna Diana Andone, sunt încă student masterand, anul acesta voi termina masterul. Dar legătura mea cu mediul academic este mai puternică decât atât, pentru că mi-a plăcut foarte tare la facultate, în decursul celor 4 ani de licență. Odată ce am devenit inginer, am schimbat tabăra și țin și câteva ore de laborator, fiind cadru didactic asociat. Și mai mult decât atât, sunt și odată cu finalizarea studiilor am devenit și membru al AXA UPT, unde am reușit să și contribui la publicarea unui articol. Dacă aceasta ar fi legătura mea cu mediul academic, activez și în mediul privat, ocup o funcție de data engineer, legată de ceea ce studiez la facultate și de ceea ce fac aici. Dar, mai mult decât atât, îmi doresc să devin antreprenor și lucrez la asta. Ce nu v-am spus până acum, dar poate ați intuit din tema prezentării mele, este că sunt pasionat de bioinformatică, de tot ceea ce înseamnă aplicarea tehnologiei în medicină și de digitalizarea sistemului medical. Unul dintre citatele care stă la baza valorilor în care eu cred este acesta, ce aparține lui Petre Țuțea: medicina este arta vindecării, care teoretic nu are nicio limită. Eu doresc să depășesc fiecare limită pe care o întâlnesc în parcursul meu. Cu acest citat am început în urmă cu 6 ani lucrarea de atestat, când terminam liceul. Cunoștințele pe care le aveam atunci, ceea ce privea programarea, mi-au permis să creez o platformă web relativ într-o stare incipientă, prin care medicii puteau să discute și să vadă noile invenții în medicină. 4 ani mai târziu, când am terminat facultatea de automatică și calculatoare, am schimbat de pe o platformă web, am transformat și am lucrat la dezvoltarea unei aplicații mobile denumită Dr. QR, ce facilita comunicarea doctorilor cu pacienții și care a și reprezentat MVP-ul ideilor mele de afaceri, cu care am participat la numeroase evenimente anul trecut, dar și anul acesta. Deși e o perioadă relativ scurtă, vă spun că am schimbat numeroase idei, am schimbat în urma feedback-ului primit, în urma validării din diverse domenii,
am pivotat ideea în mai multe direcții, am participat la hackatoane, pe unele le-am câștigat, de la altele am învățat și de la numeroase idea gemuri, chiar și organizate de universitatea pe care o reprezint. În prezent sunt implicat în două programe de mentorat cu aceeași idee, ele fiind Innovation Lab și Make IT în Oradea. Însă, ceea ce nu am căput pe slide-ul anterior și ce aș vrea să punctez și să încurajez pe cei mai tineri dintre noi să participe la cât mai multe evenimente, să cunoască cât mai mulți oameni, pentru că și componenta de networking este una foarte importantă. Nu poți începe de unul singur nicio idee. Ai nevoie de o echipă, ai nevoie ca oamenii să te cunoască și așa am ajuns și eu astăzi în fața dumneavoastră. Și mai mult decât atât, pe lângă prezentarea ideii, care trebuie să fie într-adevăr pornită de la o nevoie reală, este nevoie și de o componentă tehnică, pentru că fără implementarea tehnică rămânem la statusul de idee. Deci vă încurajez să participați la cât mai multe evenimente, la cât mai multe oportunități, să cunoașteți acolo oameni la fel de pasionați ca și voi, poate chiar din domenii diferite, dar care să închege până la urmă o echipă. Vă povesteam de ideea la care lucrăm. Se cheamă Dr. QR, prototipul aplicației. Așa arătau două ecrane în urmă cu 2 ani, când am început ideea. Și care este principala idee din spatele aplicației? Este, repet, facilitarea comunicării dintre doctor și pacienți. Cum ar fi ca atunci când mergem la doctor să nu mergem cu un teanc de hârtii, să nu stăm să ne amintim numele tuturor tratamentelor și afecțiunilor noastre și să doar arătăm un cod QR medicului care să dea 2 clicuri și în un minut jumătate să știe întreg parcursul nostru medical. Asta este ideea din spate. O platformă unde să aibă acces atât medicii cât și pacienții și să fie totul centralizat. Sper ca într-un timp cât mai scurt să mergeți la medicul de familie sau la medicul specialist și să vă roage să descărcați aplicația noastră sau nu neapărat a noastră, dar oricare, important este să ajungem la o astfel de utilizare. Și vă spuneam că ultimul punct pe agenda al prezentării mele ar fi să vă explic sau să vă spun ce consider eu că este inovarea, în special pentru cei care se află și mai la început de drum decât mine. Cred că e nevoie de trei piloni: idee, implementare și business. Fără o idee, nu degeaba avem o implementare, poate. Tocmai aceasta este frumusețea evenimentelor de acest gen. Dacă la facultate implementăm și învățăm să rezolvăm din punct de vedere tehnic cât mai multe probleme, prin participarea la hackatoane și la evenimente ce încurajează inovarea, ne gândim cum am putea rezolva problemele mai acute ale societății noastre. Trebuie să ne gândim care ar fi piața, cine ar cumpăra o astfel de aplicație și abia în momentul în care am făcut un studiu de piață să venim și cu o propunere de soluție, urmând ca, având o soluție, să ne gândim la implementarea ei. În ceea ce privește implementarea, ar trebui să ne gândim, zic eu, la 2 aspecte. Unul tehnic, la care cu siguranță, sau cel puțin așa zic eu, ar fi mai ușor să rezolvăm, dar și la cel de business, pentru că până la urmă fiecare idee de afaceri își propune să aibă un succes cât mai mare și
o tracțiune în ceea ce privește numărul de utilizatori și return of investment. Nu în ultimul rând, trebuie să ne gândim și la, și la business și la cum vom supraviețui noi pe piață, care este competiția. Și aici, ca un fun fact, dacă nu există competiție, ar trebui să ne punem o întrebare. De ce până acum nimeni nu a făcut nimic în direcția aceea sau de ce cei care au încercat nu au reușit să aibă succes? Dacă există competiție, înseamnă că există și o cerere din partea oamenilor și ar trebui să, să fim fericiți că ne îndreptăm spre un domeniu de succes și, nu în ultimul rând, să avem în vedere care este elementul care ne diferențiază pe noi de ceilalți. Înainte de a încheia prezentarea mea, vă las acest citat, care zic eu că este destul de motivațional și pe mine mă încurajează ori de câte ori mă gândesc să renunț. Orice a fost imposibil înainte de a fi realizat. Vă mulțumesc. Dacă sunteți și dumneavoastră pasionați de inovare, în special de cea în sistemul medical, ne putem conecta, aveți adresa mea de e-mail, putem discuta pe LinkedIn sau pentru acei dintre dumneavoastră care nu au LinkedIn, putem pe e-mail sau chiar pe Facebook. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Adrian! Foarte interesantă prezentarea ta și mi-a plăcut foarte mult această parte de inovare. Înainte de a-ți pune o întrebare, am să îl prezint și pe colegul meu, domnul șef de lucrări, doctor inginer Silviu Vert, tot de la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale și de la Centrul de E-Learning, dar care lucrează de foarte mulți ani cu hackathon, cu hackatoane, cu Coder Dojo chiar și cu, bineînțeles, cu Societatea Antreprenorială Studențească. Și am o întrebare pentru tine. În continuare, Silviu va prelua partea de moderare și va introduce și colegii noștri mai tineri care vin de la BioCoder Dojo. Și tocmai de aceea te-am lăsat să ai această legătură cu BioCoder Dojo, dar tu ai spus că încă din liceu ai avut această pasiune pentru informatica medicală. Cât de tare ți-ai fi dorit să poți încă din liceu să poți să ai un loc în care să poți să experimentezi această parte a informaticii biologice, medicale sau așa ceva? Mi-aș fi dorit să existe un astfel de centru și în urmă cu 10 ani când începeam eu liceul. Nu cred că exista sau dacă exista nu auzisem de el. În schimb, în liceu, ca să vă răspund la întrebare, am avut la un moment dat de ales între a merge la Universitatea de Medicină sau de a alege o universitate tehnică. Am ales Politehnica Timișoara, dar în momentul în care am făcut această alegere, m-am gândit ca rezolvările din punct de vedere tehnic să le pot aplica în domeniul medical, ca să îmi pot împăca ambele pasiuni, ambele domenii de interes. Mai am o singură întrebare pentru tine. Care a fost momentul în care crezi că același lucru cum l-am întrebat pe Răzvan, s-a produs acel declic și ți-ai dat seama că aceasta este cariera pe care vrei să o faci și că vrei să o faci ca și antreprenor, nu neapărat să te angajezi la o companie mare, căci sunt foarte multe companii care caută foarte mulți specialiști acum în zona aceasta de informatică medicală, să zicem. Cred că momentul sau confirmarea că am mai avut gânduri și înainte de acest moment a fost momentul în care am fost în anul 4 coordonator al unui proiect organizat de Liga AC. Eram apogeul perioadei mele de voluntariat și discutam cu numeroși oameni de la companiile IT din Timișoara și am realizat că oricât de tare mi-ar plăcea implementarea tehnică, oricât de tare mi-ar plăcea să lucrez într-o echipă al cărei focus să fie implementarea tehnică și scrierea de cod, îmi plac foarte tare interacțiunile cu oamenii, partea de inovare și discuțiile cu oameni, partea aceasta de
a venit cu idei noi, de a-ți putea spune părerea în alt domeniu decât cel tradițional al scrierii de cod sau în ceea ce privește zona tehnică. Îți dorești un pic mai mult și să fii cât mai creativ și mai aproape de oameni, ceea ce nu poate exact decât să ne bucure și să ne aduc, să aducă plus valoare tuturor și studenților și absolvenților. Mulțumesc mult de tot, Adrian. Am să las acum pe colegul meu, Silviu Vert, să introducă echipa de la Biocoder Dojo, un alt proiect care a prins aripi în ultima perioadă, condus de prietenul nostru și colaboratorul nostru vechi, Radu Ticiu. Da, mulțumesc tare mult, Diana, și bună seara tuturor. Ca să fac legătura, doar să vă spun că l-am cunoscut în diverse ipostaze pe Adrian Militaru și îmi pare bine că am făcut-o și doresc tare mult succes cu cele pe care le întreprinde. Da, așa e. Acum mergem spre colegii noștri mai tineri care sunt foarte pasionați și foarte talentați pe acest domeniu pe care ei îl practic acum. E vorba despre Luiza Neagoie, Ioana Luiza Neagoie, de la Colegiul Carmen Silva, și Andrei Căuș, de la Liceul Grigore Moisil, și ei activează în cadrul Asociației Biocoder Dojo, sunt pasionați de life sciences, da, și modul în care se intersectează cu informatica și cu tehnologia. Și sunt tare curios să ne povestească un picuț despre lucrurile pe care le întreprind și unde consideră că o să-i ducă în viitorul apropiat. Te rog. O să ne prezentăm acum proiectul și după aceea o să începem. Se vede? Da, vedem foarte bine. Perfect. Ok. La început o să vorbesc puțin despre Piatra Filozofală și Alchimistul, pentru că a fost o carte care m-a marcat destul de mult pe mine. Piatra Filozofală transformă orice metal de bază în aur sau diamant și practic este scopul tuturor alchimiștilor, pentru că se vrea să se găsească și sau să se construiască și toate cele. În cartea Alchimistul se vorbește de ea în contextul în care este un cioban ce pleacă spre piramidele egiptiene după ce tot visează o comoară într-un mod recurent și vrea să o găsească. Acesta are un drum extrem de lung, pentru că a fost jefuit de multiple ori, a găsit un alchimist, a găsit prieteni, îndrumători, oameni care să-l maturizeze, și a găsit iubirea vieții lui pe drum, pe care a și cere în căsătorie, dar este refuzat. Dar pe drum află că în comoara aia se găsește și Piatra Filozofală, lucru ce îl intrigă și pe alchimist. Finalul drumului lui ne arată un lucru important și asta este și morala poveștii. Pentru că ce am înțeles eu din cartea asta este că nu este importantă destinația, ci cumulul de experiențe pe care le trăiești până să ajungi la destinația. Pentru că comoara poate nici nu exista, dar a fost important că a fost jefuit, ca să învețe să nu mai fie, a fost important că dat de alchimist, fiind un proces de maturizare intens pentru el, a fost important că a trecut prin toate experiențele astea, găsind o persoană pe care să o iubească intens. Exact în același mod funcționează și Biocoder Dojo, pentru că scopul elevilor noștri poate este dezvoltarea competențelor în bioinformatică, desigur, în schimb experiența Biocoder Dojo îi maturizează, le dezvoltă competențe în multe alte domenii, precum biologie sau chimie sau informatică sau antreprenoriat. Avem sesiuni de dezvoltare personală, toate astea peste faptul că sunt pregătiți pentru industria biotech, ce are potențial mare în viitor. Eu mă numesc Căuș Andrei, am 17 ani, am fost elev la Moisil, dar acum sunt elev la Colegiul Național Bunățean Timișoara și sunt finalist internațional și național la dezbatere academice, însă de ceva timp particip în mod activ la Biocoder Dojo. Pentru mine, inovarea înseamnă contribuție activă la lucruri care se aduc aport societății, dar și educație, pentru că dacă reușești să educi alte persoane, să inoveze mai departe, o să ajute și ele, iar munca cu mai mulți oameni înseamnă muncă mai bună întotdeauna. Și exact asta facem și noi la Biocoder Dojo, pentru că ne grupăm, ne unim și lucrăm împreună.
În continuare, se va prezenta și Ioana, iar apoi o să vorbim puțin și despre prezentarea pe care am pregătit-o. Bună seara tuturor! Numele meu este Ioana Luiza Neagoe, am 16 ani și sunt elevă în clasa 10 la Colegiul Național Pedagogic Carmen Silva Timișoara. Mă aflu astăzi aici în calitate de reprezentant al Asociației Biocoder Dojo. Pe lângă titlul de membru și coordonator PR din cadrul acestei inițiative, mai fac parte din alte câteva proiecte, printre care aș aminti Think Up Academy, Asociația Elevilor Gutenberg, Crucea Roșie Română sau Life in Bites, toate promovând co-crearea și inovația între elevi, studenți, profesori și societate în domenii variate precum știința, antreprenoriatul, voluntariatul și relațiile internaționale. Așa că, ce este Biocoder Dojo, Ioana? Biocoder Dojo este, de fapt, un context educațional non-formal, deschis, gratuit, accesibil, multidisciplinar, orientat spre domenii aflate la convergența dintre științele vieții și tehnologia informației. Abordăm subiecte precum biologia moleculară, genetica, biotehnologia, bioinformatica, e-health, dispozitivele biomedicale. Este de asemenea un spin-off al Coder Dojo. Este dedicat elevilor de liceu. În prezent suntem aproximativ 20 de participanți, plus mentorii noștri voluntari, 10 studenți și liceeni. Biocoder Dojo caută să dezvolte competențe prin combinarea de activități practice și teoretice și este totuși un spațiu de co-creare pentru ninjas, noi, elevii și mentorii noștri. Ok, ce facem la Biocoder Dojo? La Biocoder Dojo avem sesiuni săptămânale de aproximativ 4 ore, alternativ life science și coding, inclusiv în vacanțe, pentru că suntem dedicați și interesați și nu o vedem ca pe un task, ci ca uneori și o activitate recreativă. Aici pot vorbi din experiență personală, pentru că eu n-am avut o pasiune puternică pentru life sciences până să vin aici, dar tocmai faptul că mentorii noștri sunt așa de implicați în ce facem și în ce prezintă, m-a făcut până și pe mine, care nu aveam o tangență cu asta până atunci, să am o pasiune și să vin cu plăcere la astea 4 ore, să nici nu-mi dau seama cum trece timpul. Deci putem spune că Biocoder Dojo este și o oportunitate de a deschide uși și experiențe noi pentru noi ca și elevi și pentru mentorii noștri, care sunt sigur că și ei au progresat de când ni s-au alăturat. De asemenea, aducem invitați, cercetători, antreprenori, bioartiști, bioeticieni, manageri, consultanți, care ne prezintă câteva din tainele meseriilor lor. Avem vizite de studiu în universități, firme, laboratoare. Participăm la competiții internaționale, de exemplu Moscova sau Milano, la hackathons, ideathons, promovăm știința la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Romanian Science Festival, derulăm proiecte, cum ar fi Timișoara Life and Bites, achiziționăm seturi de echipamente de uz didactic și kituri de laborator pe care le itinerăm în liceele timișorene. Chiar weekendul ăsta organizăm un hackathon și un ideathon în cadrul Life and Bites. Vă așteptăm în număr cât mai mare să participați alături de noi la acest proiect. În continuare, o să vorbim puțin despre cum ne desfășurăm noi activitatea la Biocoder Dojo. Cred că un aspect foarte important este auto-organizarea educațională. Stabilim conținutul și metoda de livrare a acestuia printr-o colaborare între mentori și elevi. Folosim auto-organizarea funcțională și implicarea comunitară prin echipe specializate cu responsabilități auto-asumate, PR, logistică, session prep, și avem o abordare holistică a dezvoltării personale, lucru în echipă, management de proiecte, comunicare, tehnici de prezentare și așa mai departe.
Faptul că am lucrat eu personal într-un mediu atât de organizat, că am venit aici la prima ședință și ni s-a spus că cineva trebuie să fie PR, cineva trebuie să fie HR, cineva trebuie să aibă grijă de echipamentele pe care le avem, m-a făcut într-un fel să-mi organizez toate lucrurile astea și viața mea fără să-mi dau seama. Și Biocadro Dojo, chiar dacă mi-a predat biologie și informatică, m-a făcut și să mă organizez în activitățile mele zilnice. Și de asta ne mulțumim mentorilor noștri. Le mulțumim. Și am desprins și asemenea niște aptitudini pentru dezvoltarea unui startup și niște aptitudini antreprenoriale care sunt sigură că ne vor ajuta și pe viitor pentru ambițiile noastre care cu siguranță există. Și că atât timp cât știm despre Biocadro Dojo, mai pe temă să vedem ce inovează Biocadro Dojo. Și cel mai important lucru, în opinia mea, sau ce m-a ajutat pe mine cel mai mult, este procesul educativ. Pentru că modul în care este distribuită și echilibrată teoria și practica, faptul că avem o sesiune în care ni se vorbește despre teorie, o sesiune în care ne ducem în laborator creat tocmai de mentorii noștri, tocmai de domnul Radu Tițu, care a strâns toate echipamentele, ne-a făcut, cel puțin pe mine, mă face să învăț mult mai ușor, tocmai datorită faptului că pun în practică ce învăț. Mai mult de atât, avem o abordare multidisciplinară. Nu învățăm doar biologie și doar informatică, le învățăm pe ambele, dar le combinăm și cu mai multe materii, precum chimia sau fizica. Am făcut tot felul de lecții de genul care... până și la școală, mai am ajutat. Mai mult interacționăm cu profesioniști din domeniu, pentru că la fiecare sesiune de până acum am avut o oră la început în care a venit, spre exemplu, o persoană care lucrea la o firmă de biotech din Danemarca, o persoană reprezentantă de la Vitadao, oameni care sunt foarte avansați în aceste lucruri și tine împărtășesc mai departe cunoștințele lor. Lucrăm cu antreprenori din Life Science, participăm la webinarii ca și acesta, organizăm hackathon specializate ca și acesta din weekendul ăsta. Ce este co-crearea la Biocadro Dojo? Și practic tot programul nostru educațional funcționează tocmai prin faptul că co-creăm. Pentru că dacă nu ar fi existat mentorii care să lucreze împreună cu profesorii, care să lucreze împreună cu noi, care să lucrăm împreună cu coordonatorii noștri, spre exemplu, dacă nu lucrăm toți împreună, nu aveam materialele de la început, nu învățam toate lucrurile astea, consideram că tocmai tot ce facem, cum învățăm, este un mediu ce folosește co-crearea. Dar toate lucrurile astea se folosesc și la hackathons, și la promovarea științei spre colegii mai mici, și la competițiile interne, și la conținutul educațional multimedia de pe platforma LabExchange. Toate lucrurile astea reprezintă co-creare până la final. Nu în ultimul rând, am vrea să vă invităm să ne urmăriți activitatea pe paginile noastre de Facebook și Instagram și dacă aveți orice fel de întrebări, nelămuriri, suntem deschiși pentru dumneavoastră. Mulțumim foarte mult pentru prezentarea voastră. Am simțit așa o vibrație foarte specială. O să închid și ecranul ca să putem să vorbim față în față. Ne-am bucurat foarte mult entuziasmul vostru, în primul rând, și am văzut și felicitările pe care le-ați primit în chat și se simte așa o vibrație pozitivă. Trebuia teoretic să vă întrerupem la un moment dat, dar am lăsat să curgă prezentarea pentru că a fost foarte faină. Dacă ar fi să pun o întrebare, cum v-a modificat, să zicem, comportamentul sau modul în care priviți lucrurile la școală, aceste activități din Biocadro Dojo, adică dacă ați face o modificare în partea asta de învățământ formal la orele de liceu, ce ar fi, ce ați face? Dacă ați avea o baghetă magică, ce ați face cu ea?
În primul rând, pentru mine personal, experiența pe care am căpătat-o la Biocoder Dojo, și acum mă refer strict pe plan academic, la noțiunile pe care le-am primit, m-a ajutat și la școală, am putut să înțeleg mai... să am o viziune mai largă asupra noțiunilor pe care le învăț la școală, dar sunt sigură că dacă învățământul formal ar avea nevoie de îmbunătățiri și sigur are, una dintre ele ar fi probabil, ar trebui să fie aducerea lucrărilor practice mai mult la școală, cred că ar trebui să fie mult mai populare în școală și o viziune practică asupra unui fenomen chimic, să spunem, cred că ajută foarte tare un elev, un copil, un adolescent să asimileze mult mai bine informația. Și așa cum a spus și Andrei, și celelalte noțiuni și comportamente pe care le deducem pe care le desprindem din Biocoder sunt benefice și în viața de zi cu zi. Ne organizăm foarte bine, știm cum să punem pe picioare un eveniment și un astfel de startup. Plus că școala este foarte stresantă, pentru că am o săptămână în care merg 6 ore pe zi, 5 zile din 7 zile. Nu spun că ar trebui să se reducă din materie, nu spun că ar trebui să învățăm mai puțin, spun că ar trebui să existe un mediu puțin mai relaxant, pentru că pe mine nu m-ar deranja să merg 8 ore la școală dacă nu am pauze de 10 minute în care trebuie să fug, să mă duc până la magazin, să-mi cumpăr de mâncare, să și mănânc, să mă duc la toaletă și să mă întorc până la fix, pentru că altfel mă ceartă domnul profesor. În mediu mai relaxant în care să putem să avem timp, pauze mai mari în care să și asimilăm materia pe care ne dictează un profesor o oră, s-ar putea să ne ajute mult mai mult decât și asta și se și întâmplă la Biocoder Dojo decât în momentul actual. Asta aș vedea eu îmbunătățit. Ne bucură tare mult sinceritatea voastră. Să știți că și la universitate, când o să veniți, o să fie tot așa ore de la fix la fix cu pauză de 10 minute. Dar uite, e un lucru de care ar trebui să ținem seama și să putem să modificăm modul în care se întâmplă lucrurile, ca într-adevăr să fie mai relaxant, adică învățarea să se producă într-un mod mult mai ușor și mai pozitiv. Și ce am mai reținut eu foarte important din ce ați spus voi, ar trebui ca orice lucru pe care îl învățăm la școală să aibă legătură cu viața reală, și are legătură, dar trebuie să ne fie clar, că atunci va fi mult mai ușor de perceput și de înțeles și de acceptat că trebuie să aflăm despre lucrurile respective. Mulțumesc tare mult Ioanei, mulțumesc lui Andrei, felicitări încă o dată pentru toată munca voastră. Și noi mulțumim! Mulțumim tare mult și acum aș vrea să îi invit pe toți paneliștii noștri din această seară să vină alături de noi pe ecranul principal. Încet, încet o să îi adăugăm pe fiecare. Așa. Nu vreau să-mi scape nimeni, îl rog și pe Adi să-și deschidă camera ca să putem să îl invităm aici în față. Pentru o scurtă rundă de discuții de final, uite-l și pe Adi, l-am pus aici. At Spotlight, suntem toți împreună. Și dacă am stat așa și m-am gândit, m-am ascultat toate prezentările și ce mi-a trecut prin minte ar fi că ce fain ar fi dacă am putea să convingem cât mai mulți dintre colegii noștri, fie că ei sunt studenți, fie că sunt elevi, fie că sunt cadre didactice, să se alăture acestui proces de inovare, să inoveze, să fie creativi în continuu. Și întrebarea mea către voi este cum putem să, nu știu, să promovăm, să propovăduim, să-i convingem pe alții să ni se alăture în această mișcare, să-i spunem așa, de creativitate și inovare continuă. Ce credeți voi? Cine ar vrea să înceapă? Poate începem cu cei care au vorbit mai de mult. Uite, Corneliu, îl provoc pe el. Da, mulțumesc.
Deci, din punctul meu de vedere, noi ca formatori și ca oameni, în primul rând, trebuie să stârnim curiozitatea celor tineri. Pentru că altfel este destul de greu. Am făcut acest lucru și bineînțeles că trebuie să fim noi oameni creativi, trebuie să fim noi pasionați, pentru că toți dintre noi, cel puțin cei care suntem aici, suntem oameni pasionați și trebuie să îi învățăm și trebuie să îi educăm în acest sens prin implicarea lor. Trebuie să le creăm, cum am spus, oportunități. Și bineînțeles că este nevoie și de un grad de conștientizare, pentru că am vorbit aici de joburi foarte bine plătite, de inovare și așa mai departe. L-ați văzut și pe Răzvan, l-am văzut pe domnul Adrian, extraordinar. Ideea este că trebuie să fim conștienți că noi suntem într-o continuă competiție cu alții, să spunem. De exemplu, un inginer care aplică pentru un post, nu știu, titrat, foarte bine plătit. Trebuie să fiu conștient că am foarte mulți, să spunem, pe lângă mine, care probabil că vor să-mi iei locul. Ce mă diferențiază pe mine ca individ față de restul competitorilor? Mă diferențiază acel portofoliu, pentru că este clar că eu trebuie să am o diplomă de inginer ca să aplic pentru acel post. Dar portofoliul meu mă poate diferenția și clar ați văzut puterea exemplului și există aceste lucruri. Bineînțeles că și un angajator se uită, domnule, ăsta este un om creativ, dacă a participat, s-a implicat, am văzut tinerele noastre, viitoare colege, sper, se implică, acest voluntariat este extraordinar. Fie că îl aplicăm din gimnaziu, fie că îl aplicăm din liceu, da, să găsim contextul, să, de fapt, să ne creăm paradisul nostru dacă nu îl găsim. Prin aceste activități, uite, un bun exemplu sunteți dumneavoastră, extraordinar, mă bucur să aud că acești tineri pasionați și talentați vin cu plăcere undeva, se întâlnesc, fac, realizează, ei organizează. Vedem, să știți, conceptul și educația pleacă din familie. Am văzut în cadrul evenimentelor pe care le-am organizat că dacă să spun că țin acei copii sau participanți, nu știu, avem un program de la 10 la ora 6 seara. Vai, mă întrebau părinții, oare ce se va întâmpla? Cum o să stea copilul meu efectiv acolo? Mă trezesc pe la ora 4 când vin aceiași părinți și îmi spun: Corneliu, extraordinar, copiii mei au refuzat să participe la o aniversare, vor să rămână aici. De ce? Pentru că ei s-au întâlnit acolo, au văzut ce se întâmplă. Lumea creativității și inventivității este extraordinară. Uitați-vă că ne putem vedea în ziua de astăzi. Deci totul este creație și inovare. Noi suntem creativi de când ne trezim până când venim seara la culcare. Nu există. Creativitatea este în noi. Doar trebuie să-i dăm frâu liber. Mulțumesc pentru intervenție. Mulțumim și noi pentru răspuns și concizie. Adi, tu ce spui? Cum ai putea să-ți atragi colegii mai mult în acest joc al inovării, al startup-urilor, al invențiilor? Din ceea ce am observat eu, nu-i nevoie neapărat de un import, ei vin și singuri. Lumea e interesată de invenții. Mi se pare că în momentul de față e un accent se pune mult mai mult accent pe zona aceasta de inovare, de startup-uri. Observăm inclusiv la televizor, în fiecare zi, se promovează, exact cum spunea și domnul profesor înainte, prin puterea exemplului și văzând la alții că reușesc, suntem și noi încurajați să ne depășim limitele. Dacă alții pot, trebuie să putem și noi, sau trebuie cel puțin să încercăm, să vedem dacă putem. Și în ceea ce privește colegii mei, fiecare încercăm să devenim mai buni pe zi ce trece, să facem ceva, ceea ce ne și pasionează, pentru că e nevoie și de plăcere. Și tocmai de asta cred că și crește numărul de oameni care se află sub această umbrelă a inovării. Lumea începe să aibă tot mai puțină, atenție pentru un job 9-to-5 și toată lumea își dorește să ajungă să aibă un
hobby sau un side project care la un moment dat să devină main focus. Dar ce zic eu că e destul de important e faptul că e nevoie de foarte multă dedicare ca de la un proiect hobby să ajungi la ceva de succes. Dedicare, timp, sacrificii. Mulțumim tare mult! Ioana, Andrei, ce împiedică pe mai mulți tineri ca voi să contribuie la Biocoder Dojo sau la alte activități similare și cum ați putea să-i atrageți? În general, noua generație tind despre inovare și tind despre creativitate datorită modului în care am fost crescuți noi, însă cred că ți lipsește, cel puțin ți-am dat eu, este lipsa de resurse. Pentru că oricât de mult am vrea noi să inovăm, trebuie să fim puțin împinși de la spate și suntem împinși de la spate tocmai prin resursele puse la îndemână și de multe ori nu le avem. În sensul în care pentru un meci de dezbateri, v-am menționat că fac dezbateri, trebuie să caut o sală 2 săptămâni și de obicei nu o găsesc. La Biocoder Dojo avem spațiul acesta, dar dacă am vrea să ne extindem, avem nevoie de mai mult spațiu. Sunt resurse de care mulți ducem lipsă. Biocoder Dojo, spre exemplu, are mult mai multe decât orice alt hobby pe care l-am avut și ni le punem la îndemână și suntem deschiși pentru a le împărți cu alții. De asta avem acele echipamente de laborator puse la dispoziție pentru orice școală din Timișoara. Oricine vrea să le folosească, sunt la dispoziție. Deci, probabil pentru promovarea acestui concept de inovare și inovație și co-creare, probabil școala, liceul, poate și universitatea ar trebui să promoveze puțin, să pună eventual la îndemâna copiilor niște resurse ca să fie la îndemâna oricui aceste proiecte extracurriculare pentru dezvoltarea mai multor persoane. Și până aceste lucruri se vor realiza, vă așteptăm cu drag la Biocoder Dojo. Sper ca mesajul vostru să ajungă la, atât la tineri ca voi, cât și la decidenți care să ia măsurile potrivite. Am să îi adresez aceeași întrebare și lui Vlad special, am lăsat la final pentru că are și un anunț de făcut în încheiere. Vlad, te rog. Mulțumesc, Silviu. În cadrul acestui eveniment am auzit prezentări foarte frumoase și motivante de la cei mai mici până la cei mai mari. E minunat să vedem oameni care se implică. Și m-am bucurat să aud ca răspuns la această întrebare câteva cuvinte pe care le aveam și eu deja în cap, dar au fost menționate. Oportunități, promovare, puterea exemplului. Cred că după această perioadă deloc ușoară, plină de provocări a pandemiei, oamenii vor fi tot mai dorniși să se implice în activități sociale. Și ține de noi să găsim acele modalități de a îi implica pe tineri, elevi, studenți, cadre didactice chiar, în activitățile din zona inovării. Nu cred că există cineva care să nu dorească să se implice. Cred doar că încă n-am găsit vehiculul potrivit cu care să îi ademenim în zona aceasta de inovare. Și într-adevăr am și un anunț de făcut acum în încheiere. Săptămâna viitoare vom încheia sesiunea webinarilor Construim împreună cu un webinar dedicat universităților europene. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați fost prezenți în calitate de speaker astăzi pentru prezentările frumoase pe care le-ați făcut. Sunt sigur că cei care ne-au ascultat au avut ce învăța și au fost motivați să își dorească să inoveze în activitatea pe care o desfășoară. Oriunde putem inova, de la viața privată până la viața profesională. Ține de noi acest lucru. Vă mulțumesc tuturor participanților și vă doresc tuturor o seară plăcută. La revedere! La revedere, numai bine! Mulțumim și noi! La revedere! Thank you.